Andreea Mitu a devenit o tenismenă de prim plan după ce a învins-o pe Eugenie Bouchard în Fed Cup. Sportiva, care a fost legitimată și la CSM Dunărea timp de 3 ani, ar putea reveni în orașul de la Dunăre. Sperăm să vină Andreea, nu știu, am adresat invitația, acum să vedem ce program are și ea. Cred că o să vină, ne face o surpriză, că e o fată extraordinară. Vom vedea. Cele mai așteptate competiții ale acestei verzi sunt dedicate celor mici. Două turnee de mare anvergură se vor desfășura în Galați în iulie și august. Da, iulie, august. Începem cu Nation Challenge de 12 ani. În fel, e un campionat european, de fapt, dar sub o altă titulatură, așa, s-au modernizat cei de la Tennis Europe. Și închidem sezonul cu un turneu internațional de 14 ani, sub egida Tennis Europe. Va fi, cred că, cel mai popular turneu, de fapt. Vor fi și băieți și fete, cu 256 de participanți, vor fi fără părinți extra. Se va fi foarte plin aici. La Galați va fi full de tenis. Tenisul va lua prin planul în următoarele două luni, iar acest lucru nu poate decât să-i bucure pe iubitorii și practicanții sportului alb.